Hai cu oamenii ăsta, și astăzi continuăm seria din Craft the World cu încă un episod. Am făcut destul de multe chestii de când am jucat ultima dată. Am eliminat toți mobii din gardienii, de fapt din cave-urile pe care le-am găsit până acum. Și am găsit aici jos lavă și nu știu ce trebuie să fac. Voi încerca să văd dacă pot să mă duc mai încolo, văd că este la același nivel peste tot. Poate voi descoperi ceva acolo jos. Și aș vrea să descoper această porțiune de mapă unde nu am găsit până acum, unde nu am fost până acum și tot ce a mai rămas parte întunecată, chiar și aici văd. Să vedem ce vom face mai încolo. O să-mi trimit aici piticii ca să ajung aici, să văd ce pot să găsesc. Văd că aici este un tunel care duce tot mai în jos. Și cam până pe aici am ajuns cu tehnologia, am descoperit cam tot ce se poate descoperi și am ajuns la ultimul nivel de iteme, de arme. Aș vrea să mai descoper aici Magic Shooting Ranger și ce mai este pe aici, licor și noile magii, speluri. Mi-am trimis pitici aici. Toată lumea cam își face de cap. Nu vine nimeni acolo? Uite că vin ăștia. Am făcut două lifturi care duc în jos și asta mă ajută foarte mult să mă deplasez. Ziceam să fac ceva mâncare, nu? Nu bere. Mâncare, uite, îi pun să facă niște ciorbă. Stau foarte prost cu cărbunele. Nu prea găsesc cărbune pe mapă. De asta sper că poate voi găsi prin zona aceasta. Trebuie să fac iteme din astea, uite. Nici din astea nu am, pentru că nu am cărbune, am foarte puțin cărbune și cărbune îmi trebuie acum la orice fac. Îi voi trimite pe acolo și cu ăștia aș vrea să merg undeva aici. Uite, este aici cărbune. Numai bine, este aici cărbune. Păi de fapt îl pun să vină pe aici pe sus. Și zona asta e cărbune și aici am descoperit furnicile astea. Am găsit din nou încă un acel din ăla de furnici, încă un mușuroi de furnici. Și ne vom bate din nou cu furnicile. Data aceasta cred că sunt mai multe, am dat seama. Hai să vedem dacă vin toți, dar nu prea vin toți. Ai mei ce fac aici? Ai mei stau. Ba nu, au mai venit acum câțiva. Furnicile nu sunt așa puternice, să zic. Oh, am găsit dragoni, am găsit câțiva dragoni și voi încerca să vin la ei să mă bat cu ei. Acum am văzut pe aici, au venit ceva dragon la noi, uite unul aici și mai era încă unul, dar nu știu unde s-a dus. Bănesc că vin să ne atace, nu știu dacă mai am licor. Dar și moară și nu am pe nimeni care să dea nimeni, nu vine nimeni aici. Hai că am început să vină piticii. Aici e foarte nașpa că îi zboară și nu dă nimeni, ei decât ăștia care sunt cu arcurile. Sunt curios dacă ne dă ou de dragon, dacă-l omorâm sau ce ne pică din el. Văd că nu este chiar așa de greu de văzut. Oh, omorât-l. Hai, încă o bucată. Hai, ce ne-a picat? Ne-a picat carne? Ne-a picat carne, deci nu-mi pică ou de dragon așa. Mai am ceva quest-uri pe aici, mai am să fac armurile și astea, deci nu mai am nimic așa foarte interesant. Tot aș vrea mai departe să vină ăsta aici, să descoper zona asta. Și vreau chiar să-i pun să merg în zona aceasta de jos. Nu dau seama cum pot să văd, dar cred că aveam ceva magie. Unde era magia aia de... Sau din ăsta lider. Mai am din aia lideri? Da, am.
Nu, aveam, uite, încă un dragon aici. Aveam ceva magie care dădea cu lumină. Ăsta. Nu găsesc nimic. Oh, am găsit aici un nou. Am găsit aici un nou și voi încerca să ajung la el. Unde să pun? Pun un teleport aici undeva. O să încerc să iau acest ou de dragon, am reușit să sap până aici și să încerc apoi să obțin acea piatră, sau cum îi zice, pentru a-mi păstra levelul piticilor după ce mor. Sper că nu ne atacă niciun dragon. Nu vine nimeni aici, mă, să-l iau odată. Nu cred că are nimeni ce să vină. Ăștia-i pun să mai ia de pe aici, că mi-a rămas cărbune. Sper să nu mă atace vreun dragon din ăsta. Îmi pică un lavă. Trebuie să caut altul acum. Hai, sunt foarte inteligent, sunt extrem de inteligent. Deci data viitoare trebuie să pun ceva pe lângă ouă ca să nu mai pice. Voi aștepta să facă dragonii niște alte ouă, dacă le fac. Ok, o să încerc să caut acea... Fapt, o să încerc să caut ultimul cave, care nu l-am găsit până acum. Și să încerc să merg peste ei. Am săpat pe aici mai departe și cred că de data aceasta am găsit și ultimul cave din pământ. Sper să fie acesta ultimul și să reușesc să fac acest portal. Am ceva la echipament, am un din ăsta de not și un pescar. Uite, și pescar, unde pescar? Pescarul ăsta. Am ceva arme făcute. N-am arme. Încă nu am arme făcute, nu pot să fac nimic, chiar nu pot să fac nimic niciun din ăsta. Uite că am câteva din astea și poate reușesc să mai fac o sabie sau ceva, toporul de la fel că sabia. Ăsta e un pic ex, hai să mai fac unul din ăsta. Hai, două. Și cam atât, că iar nu mai am din astea. Îl pun pe Gicu ăsta să le facă pe toate și reușesc să... stai că încă nu le-a făcut. Eu direct să pun să fac, să trec la treabă. Și ăsta cred că este, da. E tot cu portal, ăsta e finalul. Este ultimul. Este ultima peșteră. Am pierdut ouă ăla și văd că altul nu mai am pe aici. Dragonașii ăștia nu mai fac alte ouă. Sper că nu era doar un singur ou. Hai să le dau un teleport aici și să încerc să mă bat prima dată cu ei. Sunt sigur că nu o să-i bat, măcar să mai elimin ei și apoi să mă bat cu restul. De data asta, atent să le bag licori, am câteva licori pentru ei. Uite, ăsta n-are viață. Mai vreau unul cu nouă viață, uite, ăstura. Hai să-l dau și ție. Hai să-l dau și ție să ai. Mai bate, uite, fii atent și data asta, care mai are viață mică. Uite, era unul aici. Trebuie
trebuie să fac mai multe licori. Putea să te omor multe de când la fără. Hop, 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 era unul cu viață foarte mică, tu ești. Mai am pe unul, uite-l mai și pe ăsta, mamă, mi-am consumat toate licorile, deja. Iar care, 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 unde, unde? Uite. Păi dacă n-aș fi eu cu licorile astea care nu le mai am acum, mai am decât o licoare, asta e ultima. Dacă nu știu cum dacă îmi perupe, înapoi bază, nu-i face spar, nu știu cum să spun. Ai vreau poate nici. Uite, pleacă, 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 pleacă. Deci mi-a scăpat și am reușit să-l batem. Mă mir că am reușit să-l batem așa din prima, înseamnă că avem deja itemele necesare. Nu avem pe aici niciun cufăr. Uite ăsta e ce e aici. Hai să mergem foarte să vedem. Dacă avem aici un cufăr. Hai să vă pun unul din ăsta. Și ăsta cred că ar fi portalul acela pe care trebuie să-l terminăm. Am făcut încă o din asta. Păi și aș putea să încep să lucrez la... obiectele care ne trebuie pentru el. Diamante din astea. Sunt barosan. Dacă am diamante din astea. Stai că nu era diamantul ăsta. Era ăsta, cred. S-a pus un dus. Ok. Mai întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Hai să vedem și celelalte. Unde erau? Nu erau aici. Aici erau. Deci ăsta l-am făcut, nu mai pot să-l mai fac o dată. Sau singura dată se face? Nu știu. Da, cred că se face de două ori, cred că ăsta e altul. Pentru că nu se seamănă poziționarea ăstora cum erau la ăla. Hai să dau și ție o piatră aici, o piatră aici și un din ăsta de aur. Și îl facem și pe ăsta. Deci mai avem trei părți din el. Nu mai avem piatră. Ce mai vreau să fac? Ce mai vreau să fac? Cred că puteam să-mi fac acele sceptre. Unde naiba erau? Ăștia erau. Uite mă, am din astea două. Și tu din ăsta, uite, facem unul din ăsta. Până fac băieții ăștia. Încă tot nu știu ce fac cu acele rune care nu mi-am dat seama nici până acum. Aici plouă, nu-i bai. Trebuie să-i mai pun să mai fac rost de ceva materiale, că am văzut că nu am. Uite, aici. A, nu aici, nu mai are rost să vin până aici. Sau hai să vin până aici. Nu-mi dau seama unde mă pot teleporta cu portalul. Sau cum mă pot teleporta. Am mai făcut aici o parte din acest portal pe care trebuie să-l fac. Și acum mai am două părți și termin cu el. Sunt curios dacă se termină jocul sau fac altceva, nu știu, mă teleportează într-o altă lume sau... Așa și mai am o ultimă parte, sper că am resursele și de ea. Uite aici, am resursele și să vedem ce se întâmplă. O din astea trei, un pietru din ăsta, unul din ăsta. Mai am fix una de aur și încă un lingot din ăsta și am terminat portalul. Păi și acum ce facem? Pot să-l dau undeva pe el? Da, păi cred că asta e. Cred că am reușit să terminăm jocul sau să vedem ce se întâmplă acum. Poate ne teleportează într-o altă lume. Da, am reușit să termin prima mapă de nivel 1 care a fost pe modul easy, apoi și mică, apoi urmează o hartă mult mai mare, se pare că am jucat 8 ore și 22 de minute, urmează o hartă pe nivel medium, o hartă de gheață, muntoasă și pe dificultate normală, văd că mai sunt hărți, mai este o hartă de nivel
de nivel foarte mare, tip deșert, mai este una muntoasă și cred că mai este încă una după aceea, sau acestea sunt ultimele decât 4 hărți. Păi cam atât a fost din acest episod din Craft the World, voi începe o nouă serie cu harta de nivelul medium și vom vedea ce se va întâmpla acolo. Eu am fost Tadal și ne vedem data viitoare.